Ce avem noi aici? O plantă ornamentală pe nume buxus sau gard viu în termeni populari, gărduț viu, doar că la mine nu este formă de gard, este pur și simplu netăiat cu o formă anume. Ia uitați că are lăstari tineri acum la sfârșitul lui octombrie. Și vă spun și de ce. Ia uitați în toate părțile. În urma tăierilor repetate a vârfurilor, adică, ia uitați, aici este tăiat, da? Ia uitați, este tăiat. Și atunci planta nu s-a mai concentrat pe creștere rapidă, ci în îmbogățirea plantei, da? Ea nu s-a mai dus în sus, ci a crescut în părți, da? Dezvoltându-și volumul și de aceea avem și acești lăstari. Are foarte, foarte multe tăieri făcute. Eu folosesc această plantă foarte mult. Însă, pentru că am vrut să vedeți cum arată și în urma înmulțirii. Într-un filmuleț pe care îl regăsiți pe canal, veți vedea cum am făcut înmulțirea buxusului prin lăstari. Da? Tăierea lăstarului. Vă spuneam eu la momentul acela. Haideți să iau și un lăstar ca să ne aducem aminte, chiar dacă nu am o foarfecă cu mine, l-am rupt. Pur și simplu l-am rupt cu mâna. Voi rupe frunzulițele astfel încât coada să rămână liberă. Dacă vă întrebați ce este pe el, petele acestea, albastre, este stropit. Deoarece dezvoltă, au fost 2 ani la rând în care a avut nevoie de susținere, însă am să vă explic într-un alt filmuleț. Haideți să vă arăt ce s-a întâmplat cu lăstarii pe care i-am plantat în ghivecele și i-am ținut o vară întreagă, m-am îngrijit de ei, iar rata de prindere a fost una foarte scăzută. Din 10 ghivecele cu lăstari, în care am pus câte 3 lăstari în ghivecel, am obținut un procent de 1% sau 2%, adică mi s-au prins, cred că, 1 sau 2 lăstari, cu toate că au stat verzi în ghivecele foarte, foarte mult timp. Haideți să vă arăt unde am plantat cei 2 lăstari pe care i-am prins. Ia uitați, acesta este buxusul meu, care a fost așa, da? Un lăstar, iar acum este o plantuță care este la al doilea an. Da, are 2 anișori. De aici încolo nu mai fac probleme, prinderea a fost una 100% și dezvoltarea lui de asemenea se observă. Puteți să încercați și voi, doar să aveți răbdare și pentru că creșterea acestei plante ornamentale este una destul de greoaie, însă merită pentru că este foarte, foarte rezistent. Cu 10-20 de lăstari pe care îi puteți planta, obțineți măcar o plantă. Succes!